Ministere proprio, consider că am făcut o partidă bună, ca și atitudine, ca și regat. Din fericire, pentru noi, anumite momente le-am gestionat prost, special început de joc, prima fază fie să spun un gol, după aia ne-a primit un gol dintr-o fază fixă pentru noi, contra care a foarte ușor neutralizat. Ne costă neutralizările. După aceea, pe final, puteam întoarce rezultatul. Știu, nu am avut poate nici ce inspirație, nici șanse necesare să reușim să facem. Dar peste alta, cred că a fost un joc plăcut. Nu pentru cei care țin cu echipa și își doreau să câștige, nici pentru noi, dar pentru noi, cred că a fost un joc plăcut. Cine a fost numărul tot la faza aia, contra minutul 76? De urs sau regele? În timpul jocului se mai întâmplă, știu eu, și reacții, dar normal, nimic deplasat, nimic jignitor, cred eu. De ce mă întreb, tu o să te ajungi pe bancă, că stai România și stai pe bancă. Mă dădea tot, nu cred că am supărat pe cineva, mi-am scăzut până am cerut scuze, după aia, că le-am dat pe cineva. Dar n-a făcut niciun fel de plan. După meci, nu-mi dă mână. Focul partidei mai s-a întâmplat și noi cu toată prea încărcați. Te așteptai totuși că astăzi, în viitor, să-ți spună la probleme? Problemele le-am pus simplu. Nu cred că le-am pus foarte multe probleme. În general, le-am pus multe probleme. Am marcat două goluri, cum și spus, dacă noi nu primim gol, 100% vom deschide joc. Am plecat în primit două mai. În condiții în care soluții în atac, multa și pe paia de joc și pe nu avea de parte mare. Nu-i cam ciudat să trimiteți pe Harman Pintel la un meci? Adică nu era o soluție mai de vreme? Iată de sfârșit aici. Nu știu că am considerat că consider că Hanek e un alt de jucător. Pe final avea nevoie de jucător masiv, care se poate bate cu adversarii, în condiții în care trebuie să duci repede mingea în față. Potul eu pot să facă pe aia asta. Nu mă ajută Tania. Am încercat doar când am văzut că Roma nu mai prostățină. Sigur că puteam să fac și mai repede, dar nu mai stai, te gândești, vezi, calculează foarte mult, că nu mi-e să fie pe mult. Nu știu dacă trebuie să fac eu. O să de fiecare dată, în general, de tot care nu știu dacă este mai bun, să vă stăteți folositor sau poate fi să vreți să mă gândești. Printre lumea să înțeleg că Hanna Ghi nu mai e nu, niciun caz. Niciun caz. Are și o vârstă, trebuie să înțeleagă, eu înțeleg, nici el nu se simte confortabil de față, că poate în anumite momente de joacă mai puțin. Dar am spus, atunci când este folosit, vreau să dea maximul din ce poate. Că o face 5 minute, o vede sau tot niciun, nu le văzut. Trebuie în fiecare moment când ți se oferă o șansă, trebuie să fructifici. Nu, am dus un jucător de altă factură, încercăm un alt fel de joc, asta nu înseamnă că totul va fi dat la o parte sau nu avem un rezultat din părere. Sunt multe jocuri, va avea și el oportunitatea necesară să poată să ajute echipa. Nu e nimic de poate să fie ce Botoșa la ora actuală să vincă la bătălia pe toate formele care a generat sau să zicem... Nu știu dacă poate, nici eu nu știu dacă poate, pentru că vedeți și dumneavoastră e destul de greu. În orice caz, față de alte echipe care au jucat mai puțin mai meciuri decât noi și au suferit eșecuri drastice, nu e și astăzi, chiar dacă am fost un joc, ca să pierdem jocul, cel puțin ca ritm, am făcut față, cam ritornic. Nu este ușor să joci în 3 zile, plus soluțiile de joc nu sunt foarte multe. În continuare suferim un atac, avem accidentați, jucători care au venit mai târziu la pregătire, încă nu au ritm de joc. Ne confruntăm cu anumite probleme, dar așa cum am spus-o de fiecare dată. Nu o facem ca să ne cerem sau să găsim scuze, ci pur și simplu, asta e realitatea. Pragmatic, ar fi mai bine ca FC Botoșan să iasă acum în cupele europene?
pe unde o să fie. Este prea frumos să joace cu călători, indiferent care fi prețul. Nu simt că putem să ducem acest campionat în condiții normale și dacă vom mai trece în tot. Deci eu îmi doresc din tot sufletul, îmi dați seama toată lumea și jucătorii același lucru, pentru că îmi întâlnești cu asemenea atmosferă când m-am întâlnit și la Varsovia. Pentru asta, până la faci fotbalist, pentru asta e frumos fotbal, că se joace cu stadioane adevărate, cu public în spate, cu o miză fantastică chiar, dar la un moment dat poate semna și un efort în plus ca și oboseală. Da? Asta este. Eu mi-aș dori foarte mult să deci și înainte de meciul viitor am spus, aș prefera să pierd două meciuri de campionat pentru o calificare cu Legia Brașov. Calificare cu Legia Brașovia, obținut de Botoșan, din punctul meu de vedere, ar fi echivalentă cu obținerea unui trofeu. Este o echipă puternică, cu multă experiență, la alt nivel decât noi. Deci dacă noi am reușit să facem surpriză, ar fi ceva absolut fantastic. Nu sunt pesimist, sunt doar realist, îmi doresc enorm de tare, vom face tot ce depinde de noi, chiar dacă va trebui să ieșim scurtați pe brațe după joc de efort, va trebui să facem tot ce depinde de noi să ne calificăm. Noi vom începe. Meciul de astăzi a scos în evidență niște carențe care pot fi îndreptate până la meciul cu Legia? Puțin, nu pot să spun acum. Au fost, vor mai fi. Fotbalul este un sport pe care îl joacă oamenii, nici ei nu pot fi perfecți, nu sunt roboți. Au și momente în timpul jocului când își mai pierd, știu, din luciditate și datorită efortului. Nu știu dacă în două zile mai putem să ne uităm mai lucru, dar v-am spus. În afară de faptul că trebuie să facem o partidă perfectă cu Legia, trebuie să avem și șansă. Deci este un joc la care, dacă nu ai șansă, poți să joci perfect. Martin sau șanse de a intra? Nu cred. Martin s-a expus. Martin există niște șanse, dar e destul de dificil. Pe timp cât am avut și la Vașov. Jucători care nu s-au antrenat aproape două săptămâni și am fost nevoie să ducă în Vașov. Foarte greu. O să joci la nivelul ăsta, un ritm de joc foarte susținut, fără să te antrenezi. Mulți jucători care au venit mai târziu la pregătire, deci, ce pot să spun? Cordoș a fost menajat sau? Da, am gândit altfel jocul. Știam că Cernac este un jucător care coboară foarte mult în jocul terenului. Nu puteam să stau și cu doi frunași centrali de acolo, care coborește mai puțin și cu mijlocari defensivi, pe care Cucu ar fi jucat automat și prefera să-l bag pe Cucu să folosesc un jucător mai dinamic în jocul terenului. Și Vajver și Costin au putut să facă asta. În plus, el dă mai multă libertate de un jucător care sigur că a reușit să descurce un ușor, având în spate doi jandarmi care făcea treaba ofensivă. Te-a mulțumit de evoluție? Mulțumit de evoluția tuturor jucătorilor. Cu fotbal, basket, cu anumite momente în care unul sau altul dintre ei au mai adus în cupe. Mulțumit de modul cum s-au dăruit pe teren. Cum s-au dăruit pe teren. Ce pot să spun? E fond, dar e un sport în care îți trebuie și șansă ca să poți câștiga. Dacă avea mai multă șansă, poți să iei acasă după numărul ocazilor la lucru, puteam să câștigă în bău și în doua repriză, ocazii și în prima repriză. Mi-a lipsit un pic de inspirație mare și poate